Bună ziua. Sunt Ion Armeanu și bine ați venit la o cafea cu prietenii, adică cu dumneavoastră. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați. Astăzi m-am gândit să vorbesc despre una din calitățile fundamentale pentru succes, despre adaptabilitate. Schimbarea este acel ceva care poate veni planificat, în etape, fără stres și fără cu tremurări prea dramatice ale eului. Și, după caz, ale organizației. Însă, la fel de bine, ea poate veni și ne poate lua prin surprindere, exact ca preșul care ne fuge de sub picioare, așa cum se întâmplă în zilele noastre. În sistemele cu dinamică mare și singularitățile, adică crizele, uraganele, furtunile, sunt mai frecvente. Am avut convingerea că toate au o rezolvare și că schimbările pot fi întoarse din drum așa cum ne dorim. Dar acum. Cred și mă bazez pe o experiență interesantă că o astfel de viziune nu e întotdeauna proactivă, cu atât mai puțin atunci când continuăm să credem într-o cauză pierdută sau când este împotriva mersului istoriei. Tocmai de aceea, sunt anumite situații care cer înlocuirea luptei pentru o cauză pierdută cu cea pentru o cauză care merită cu adevărat. Rezistența e de multe ori zadarnică și apare doar din frica noastră de necunoscut. Și atașamentul de lucrurile cunoscute. Într-o societate cu dinamică foarte mare și schimbări profunde, cum este cea în care trăim acum, e timpul să ne adaptăm la ceea ce se petrece de fapt și la direcția înspre care energia vrea să curgă și chiar curge. Nu trebuie neapărat să-ți placă toate lucrurile care se întâmplă, ci doar să să nu le mai opui rezistență și să te adaptezi la noua paradigmă. Nu trebuie neapărat să înțelegi chiar toate lucrurile care se întâmplă, ci trebuie să înțelegi atât cât îți trebuie pentru a te adapta cât cu cât mai mare ușurință. Rezistența cere foarte multă energie, care poate fi cheltuită mai bine în altă parte. De fapt, rezistența cere mai multă energie decât adaptarea. Și oricum, nu te poți împotrivi istoriei. Mai devreme sau mai târziu, te adaptezi sau pieri. Ne aflăm într-o perioadă de evoluție și transformare accelerată. Ne ajustăm la o paradigmă nouă și chiar dacă nu pare așa, după toate evenimentele negative din lume, în tabloul de ansamblu avansăm, evoluăm. Adaptabilitatea este a doua natură omului. Este esențial să credem fără margini în ceea ce iubim și în ceea ce ne dorim, însă la fel de bine trebuie să știm să ne schimbăm traiectoria atunci când vechea traiectorie nu mai are nimic de oferit. Nu trebuie să părăsim ceea ce iubim și în ceea ce ne dorim, în ceea ce credem. Trebuie doar să le integrăm în noul tablou. Odată cu anume schimbare, nu se termină lumea. Oamenii au o flexibilitate atât de mare încât reușesc să se obișnuiască cu lucruri sau fără lucruri, după caz, care le erau insuportabile sau esențiale. Important nu e să vrei să pari și să fii un munte care nu se clintește o secundă în fața obstacolelor și a schimbărilor, ci din contră, să fii flexibil, să încerci să înțelegi, să poți să accepti și să discerni ce te face să crești, să te dezvolți, să evoluezi și să fii fericit cu ceea ce ai și de vii după toate acestea. Nu puține sunt situațiile în care schimbări, cărora ne-am opus cu toată convingerea, s-au dovedit a fi benefice, a fi cele mai bune lucruri care ni s-ar fi putut întâmpla. Adaptarea, până la urmă, este o alegere. Dar cum evaluăm adaptabilitatea? Pot sugera cel puțin trei metode. Prima ar fi, pentru a-ți evalua adaptabilitatea, să te întrebi ce ai face dacă și să te pui virtual în diverse situații. De exemplu, ce ai face dacă ai rămâne fără serviciu peste noapte? Încotro te-ai îndrepta. Ce ai face dacă ai rămâne fără capital peste noapte? Ce ai face dacă ai da faliment? Ce ai face dacă ai câștiga o sumă importantă, dar nu chiar foarte mare? Și așa mai departe, putem să imaginăm foarte multe astfel de situații virtuale. Esența este însă că întrebarea ce ai face dacă în loc să investigheze trecutul, investigează viitorul. Forțează creierul să simuleze, să-și imagineze mai multe versiuni ale viitorului, să viseze, să facă planuri, să creeze un tablou al viitorului tău din care tu faci parte. Calitatea acestei viziuni, alături de multitudinea de scenarii diferite imagine, imaginate, ți-ar spune multe. A face simulări E un fel de a testa la rece pentru a-ți îmbunătăți adaptabilitatea. În loc să măsori capacitatea de asimilare și retenție, așa cum fac unele teste IQ, măsori ce faci cu informația asimilată într-o situație de singularitate, de criză, în care soluțiile nu sunt unice și tu trebuie să te adaptezi pentru a atinge un anumit obiectiv. A doua metodă. Pentru a măsura adaptabilitatea e să identifici indicii și capacitatea de dezvăț. Pentru că întotdeauna învățul presupune și un anumit dezvăț. În timp avem o, 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 o grămadă de lucruri pe care le-am așa zis învăța, o grămadă de obiceiuri de care uneori pentru a evolua trebuie să scăpăm. E vorba despre cât ești dispus să pui la îndoială cele știute să înveți ceva nou, să pornești pe un drum nou, să testezi o nouă oportunitate și să înlocuiești informațiile vechi cu altele noi. La fel ca, ca în procesul de disclinap la un computer. Tot timpul trebuie și putem să, învăța, să învățăm ceva nou. Se spune de altfel că, în momentul în care nu mai înveți, abia atunci ai îmbătrânit cu adevărat. Asta dovedește ceva extraordinar despre adaptabilitate, și anume că nu e limitată. Din potrivă, cu toții avem capacitatea de a o îmbunătăți prin muncă, desigur, prin perseverență, prin educație, prin implicare. Cel mai important lucru este să fii prezent în viața ta. Și aceste întrebări te ajută să fii cu adevărat prezent în viața ta. A treia metodă pe care o puteți folosi pentru a evalua adaptabilitatea este să identifici dacă explorarea, studiul este parte din viața ta personală și profesională. Explorarea, cercetarea trebuie adoptată ca pe o stare de căutare continuă. Să, să nu te atașezi prea tare de succesele tale, ci să continui să fii proactiv și să identifici ce te-ar putea ajuta și ce te-ar putea încurca sau chiar dobori. Când am început să studiez adaptabilitatea, cel mai tare m-a încântat faptul că o putem îmbunătăți cu toții avem capacitatea de a deveni mai adaptabili. Gândiți-vă la ea ca la un mușchi ce trebuie exersat. Toți cei care avem șansa să trăim în aceste vremuri excepționale, trebuie să acceptăm să ieșim din postura de spectator și să fim pregătiți pentru schimbare. Prin înțelegerea nevoii de adaptabilitate și dezvoltarea capacității de transformare, de transferare a abilităților. Dacă ai vreo sugestie sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul. Sau și mai bine că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați. Și asta, și asta este un mod de a vă testa adaptabilitatea.